Bună seara, dragi telespectatori, așa cum v-am promis joia trecută, astăzi am un invitat special, poate cel mai special invitat pe care l-am avut eu vreodată în emisiunile mele și fac de câțiva ani emisiunea aceasta cu Degetul pe rană. Invitatul meu nu este din județul Satu Mare, este din județul Maramureș și am promis maramureșenilor că voi prezenta și oameni de pe la ei. Dar invitatul meu are foarte strânse legături cu Satu Mare și este tot mai implicat în viața culturală a Sătmarului și când am fost la Turda împreună, toți spuneau prietenul nostru de la Satu Mare și am zis, las-o așa că e bine. Deci, băimăreanul Sergiu Gliga. Bună seara, Sergiu! Bună seara! Sergiu Gliga este un personaj, după cum puteți vedea, care își compune cu multă atenție. Este un artist, un tânăr artist, are emoții și a zis că e agitat puțin, dar am zis că nu fi agitat, că invitații mei totdeauna au fost calmi. Sergiu Gliga nu este un tânăr obișnuit. Cred că asta se și vede din prima și dacă îl vezi într-o sută de oameni, cu siguranță pe el îl vei reține, pentru că personalitatea lui emană nu non-conformism, nu asta este cuvântul, ci un fel de a fi pe care și-l asumă curajos al unui artist în devenire, e adevărat, dar a unui artist adevărat care a înțeles că arta, că slujirea artei poate să dea un sens vieții lui. Sergiu Gliga este elev în clasa 11 la Liceul de Arte din Baia Mare. Este pianist, compozitor, solist vocal și ceea ce este interesant este contratenor și contratenorii știm că sunt extrem de rare astăzi și vom avea în cadrul emisiunii câteva mostre din activitatea lui. Sergiu, eu am vorbit destul și tu ești un tip ultra vorbăreț, așa că te rog să știi cum ne-a zis ăla, că zice, domnule, am chemat pe unul în emisiune și aveam 10 întrebări în timp de o oră și am pus o singură întrebare și a doua n-am mai apucat să o pun până la sfârșit. Spune, sătmărenii au început să te cunoască, ai fost la spectacole de binefacere, ai fost la lansări de carte, ai cântat. Spune câteva cuvinte despre tine. Păi ce pot să zic, e mult de zis. Dai drumul. Sunt născut în 15.02.1997, am avut ocazia să mă nasc într-o zi aproape de ziua îndrăgostiților, de aceea sunt mai sentimental, de fel dumneavoastră mă cunoașteți. Așa. Da, ziua îndrăgostiților, nu știu, se sărbătorea pe atunci, când te-ai născut tu. Da, se sărbătorea de da. Așa. Așa, am fost adoptat de la 2 ani, cam așa, în plasament, nu adoptat. Ești în plasament, da? Așa, sunt în plasament. La cineva? Doamna Anița și Ileana, care e mama mea. Care e mama ta? O veți vedea imediat. Da? Așa, în pozele ce urmează. Așa. Așa. Și ea te-a crescut de la... S-a chinuit. Așa. S-a chinuit. Așa. Că de ce zici? Mulți cred că a fi în plasament înseamnă să iei un copil, crești, ai bani și stai acasă. Nu-i chiar așa, că înseamnă să crești un copil ca și cum e a tău. Și atunci e mai greu. Și tu așa ai fost crescut? Da. Mai bine decât copiii ei, da. Mereu m-a pus pe locul întâi și ce frumos. Asta mă aprecia la ea mereu. Și până la 2 ani, ce a fost cu viața ta? Am înțeles din câte știu. Ai înțeles, deci ai fost informat, da? Așa, că fiind prea mic nu mi-amintesc prea bine. La 2 ani am stat în spital. Până la 2 am stat în spital, respectiv într-un centru de asta în zona Sighetului pentru copii abandonați și acolo m-a luat mama și acolo a fost și o poveste interesantă că, nu știu, normal pe atunci nu aveai voie să-ți alegi pe cine să iei, luai așa. Ce vine la rând. Ce ți se dădea, n-aveai voie să știi cum îl cheamă, cine-i,
Atâta știai, cred că, dacă e băiat sau fată, așa știu. Și, nu, așa au dat Domnul să mă găsească pe mine, dintre 100. Inițial vrea fetiță să ia, da. A ajuns la mine. A ajuns la mine. Așa. Așa e o poveste, cum să spun, în, dacă ai stat până la 2 ani în spital, precis că au fost motive destul de întemeiate ca să stai în spital atâta din vreme. Din câte am înțeles, am avut probleme de sănătate, de respirație. De respirație. De aceea am și acum rinită, da? Asta se va vindeca cu timp. Se va vindeca. Nu vreau să cădem în telenovelă, pentru că nu este cazul. Da. Sergiu este un tip extraordinar de optimist și dacă îți petreci timpul cu el, nu face altceva decât să te umple cu energie pozitivă. Și dacă l-aș asculti cum cântă la pian, mai ales compozițiile lui proprii, îți dorești să-l ai mereu în preajmă. Și cu toate că viața lui n-a debutat cu dreptul, eu, din câte îl cunosc și îl cunosc deja de ceva vreme, pot să afirm că Sergiu este un om adevărat, un om care are foarte multe talente, dar pe lângă talentul lui artistic, probabil nativ și nici nu știe măcar de la cine l-a moștenit genetic. Ce știi despre, apropo, despre părinții tăi biologici? Tatăl meu a murit în 2006, asta știu, și mama real, naturală, da? Trăiește, am înțeles că lucrează în Italia, dar nu mă... Și e sătmăreancă de pe aici, așa. Deci și e sătmăreancă, deci, acum aud, asta te trage pe tine la satul mare. Posibil, cine știe. Gata, Sergiu, nu mai vreau să aud să spui că ești de la Baia Mare, ești de la satul mare. Chiar născut dacă... la Baia Mare. Născut la Baia Mare, nu contează, da, origine. Sângele pornește de aici. Da, acum. Sângele de aici pornește. Și în ciuda acestor piedici ale destinului, Sergiu singur a devenit un muzician. Am înțeles că nici la școală n-ai o viață prea ușoară, da, dar să știi că artiștii în general n-au amintiri foarte frumoase despre școală. Cred că amintiri foarte frumoase despre școală au tot cilarii. Așa, că atunci n-au nicio treabă, pe ei laudă profesorii, exact. Au note mari, acasă e ok, dar când e să povestească ceva de prin școală, nu cred că au ce spune, decât că au venit la școală și au plecat de la școală. Așa, la mine o zi la școală, când vin de la școală, ori vin cu tensiuni prea mari, ori e o zi normală, da? Depinde. În licee de artă mereu există o tensiune, ori mică, ori mare, există multă agitație, nu e un liceu normal, liceu de artă e un... fiind și vocațional, e o altă lume, nu poți spune că ești la liceu, la școală, acolo nu simți că ești la școală, simți dacă ești muzician că ești acasă, dar depinde de cei din jur, pentru că fiind multă invidie în ziua de astăzi și mai ales, cum să zic, e răscoala asta unul împotriva celuilalt, nu prea e bine. De aceea vorba aia, tocilarul merge la școală, dar că e geloasă lumea pe el, că nu el tot tocilar. El merge înainte. El, el este la fel. Sergiu, de unde pasiunea asta pentru muzică? Poate e o întrebare banală, dar n-ai crescut, să zicem, păi sigur, tată său e violonist, mamă sa cântă la harpă. Există Vior Gliga, trebuie să afirm, pentru cei care nu cunosc. Ah, da, sunt mândru că există Gliga. Vior Gliga și Gâu, chiar am văzut și pe site oficial al acestui firme de instrumente, că Gâu seamănă foarte frumos așa ca și cheia sol cum e făcută, deci trans e făcut cu bulinul deci, aia la coadă. Am auzit și e predestinat așa, Gâu nume, de la Gliga. Da. Dar nu mi-ai zis, precis că nu de la viorile ți se trage pasiunea. Da. De când cânti? De unde ai simțit tu că trebuie să cânti? Ce te-a îndreptat înspre lumea aceasta? Mama. Ia vezi. Mama m-a îndreptat spre lumea asta, că eu de când ești mic, bine, când eram mic eram agitat și așa mai nebun și atunci nu prea stăteam cu minte în biserică, dar m-am dus cu mama la biserică greco-catolică Sfânta Cruce din Baia Mare și acolo am început să frecventez și să ascult cum se cântă, mai ales fiind liturgia cu orga celebrată, m-a fascinat mereu și corul în sine, fiind un cor de excepție în bisericile greco-catolice din Baia Mare, acolo mă simt cu un cor adevărat, acolo se face muncă în corul ăla și îl felicit pe domnul dirijor și
Datorită acelui cor am învățat eu să fiu organist, mai ales ei mi-au dat șansa. Pe vremea aceea era o organistă, Beatrice Mureșan. Ea m-a învățat să cânt așa și m-a mai lăsat în timpul liturghiei să cânt așa, după ureche am învățat să cânt. Și tot așa evoluând am ajuns să fiu eu organist și în viitor, cât de curând, dirijor de cor. Felicitări! Știu că în fiecare duminică tu ai o slujbă la slujbă, nu? Da. Trebuie să te duci la biserică de dimineață. Da, la două, una după alta. La două biserici? La două biserici, mă duc dimineața la una și când termin acolo mă duc dincolo. Și cânti la orgă? La orgă, așa. La orgă cânti cu corul sau acompaniezi corul. Da. Așa, muzica în sine o fac de 15 ani, anul viitor împlinesc 15 ani. Eu am rămas cuplat la 15 ani. Deci de 15 ani cânti? De 15 ani fac muzică. De 15 ani am 19. Început prima oară când am atins eu un pian, care era de jucărie, cumpărat de mama. La 4 ani? La 4 ani, 5, 4, 5, 5 pe acolo. Așa? Mi-a cumpărat un pian de ăla, cum erau pe vremuri, în 2002, pe atunci, de ăla micuț, că sunt la toate magazinele la 2-3 lei. Și am început să cânt, ascultam melodiile automate care le cânta și eu le, după ureche le cântam. Asta că pe ăla știu că nu mergeau clapele negre și de aia după mai mult timp am învățat clapele negre ca să le și aud. Și, dar observam că lipsește. Ceva, simțeam că dacă fac un cântec, cânt un cântec și l-aud în înregistrare că are un semiton sau ceva, simțeam că nu pot să-l cânt că nu merge clapa neagră. Dar știam că acolo e sunetul ăla. Deci asta știam clar. Și am studiat foarte mult muzica clasică. Când eram mică, eu n-am avut calculator până la 10-11 ani, pe atunci avea fratele meu primul calculator. Și am început să studiez clasica, să ascult foarte mult, foarte, foarte mult. Copilăria mea a debutat în muzica clasică. Așa, da, da, cu Angela Gheorghiu. E visul vieții tale, am înțeles. Monserrat Cabaye, da. Să te întâlnești cu Angela Gheorghiu, da. Și am înțeles că acest vis chiar se va împlini? Să dea, Domnul, sper, chiar îmi doresc, este un vis mare, dânsa fiind cea mai bună din țară la ora actuală, ca și soprană, ca solistă, ca și cântăreață de operă, și atunci nu vreau să ratez ocazia, cu orice ocazie. Eu vreau să vă spun, oameni buni, un lucru că absolut întâmplător l-am cunoscut pe Sergiu la lansarea cărții lui Nicoara Mihali din Baia Mare, a fost la Centrul de Creație și atunci a cântat la pian și pe mine m-a impresionat felul în care cântă, în care interacționează el cu acest instrument fabulos și l-am chemat la un spectacol de binefacere la Satul Mare, da. Când am strâns bani pentru familia aceea cu 6 copii, da, cu da. Mama bolnavă, ei să știi că a murit femeia aceea acum. Se și banii care s-au adunat și grație ajutorului tău au ajuns la copilașii aceia, să știi. Mă bucur. Apoi am fost la un alt spectacol caritabil, da? La Sighet. De la Sighet. Unde am susținut un copil extrem de talentat. Da. Care o să meargă la Hollywood. Care merge la Hollywood, da? Da. Copilul acela. Da. A cântat la concursul Recitatio și eu cunosc lumea aceasta a artiștilor care mai nou nu trăiesc pentru muzică, ci din muzică și probabil că acest lucru este oarecum firesc. Dar dacă acest lucru este oarecum firesc, gândiți-vă la Sergiu, care nu are niciun salar încă, nu are niciun venit și dacă îl chem la un concert, cum a fost și acela pe care l-am organizat într-un restaurant din Satul Mare, Sergiu niciodată nu ți va spune că păi să văd programul, să văd cum pot, să văd dacă pot, și spune vin și vine. Și are puterea să facă lucruri caritabile și să pună umărul la ajutorarea celorlalți absolut dezinteresat. Și aceasta este o lecție.
pentru toți cei care cântăresc viața asta cu banii mărunți ai zădărniciei. Iată, copilul acesta este un exemplu de adevărată umanitate, de puternică umanitate. Și de aceea m-am simțit, nu obligat, ci curios să-l aduc în această emisiune și să am bucuria, și acesta este cuvântul, de a vi-l prezenta, să-l cunoașteți. Mii de oameni se uită la această emisiune și cred că seara aceasta de joi va fi specială pentru că am un astfel de invitat. Într-o lume nebună, într-o lume, cum spunea și el, unde invidia, răutatea ucid orice speranță, iată că mai sunt și oameni care cu riscuri își asumă dimensiunea propriei lor umanități. Sergiu, pe unde ai cântat? Ce ai cântat? Mult. Ai cântat mult. Da. Trebuie să cânti și la mormântări, da? Da. Câte mormântări? Că știi exact câte mormântări. Am avut ocazia, ca să ajung acolo, să zic chiar așa, o să zic așa, că nu mă lungesc cu răspunsul la întrebare, am avut ocazia să neavântată în 2007, în perioada la începutul lui 2007, să-l cunosc pe părintele doctor, arhitect, preot, profesor Costin Emil, care de-a lungul anilor a devenit ca un tată pentru mine. Și chiar dacă mulți zic că da bătrâne-i taică tu, da bătrâne-i maică, ta mama are 64 anul ăsta, să-i dea Domnul sănătate. Mulți înainte. Să fie și mai în vârstă încă cu 10 ani. Chiar dacă spun asta mulți, eu sunt mândru. Pentru că o mamă care are 40 de ani ziua de azi, da, e adevărat, te înțelege mai bine, fiind mai aproape de vârsta ta, au trecut prin mai multe și mai modernă. Dar degeaba e modernă dacă nu are înțelepciune. Și de aia am nevoie. Pentru că alături de oameni cum sunteți dumneavoastră, cum sunt profesorii cu care am ocazia, prin dumneavoastră, prin domnul, prin scriitorul Mihali să mă întâlnesc, sunt oameni înțelepți, fiind în vârstă, am ce învăța de la dânsi. Și de la părintele acesta am învățat să fiu om, am învățat foarte mult munca de casă, dânsul stând la casă, l-ajut mereu când e nevoie. M-am învățat tot felul de cuvinte de arhaice de astea populare, meșteșug, de meșteșug, cum e cozile astea de sapă, nume de astea, să știu uneltele, să știu ce înseamnă munca, când se face, de ce, și am învățat de-a lungul să fiu, să mă apropiu mai tare de cultură, pentru că aici găsesc ceea ce am nevoie în viață. E vorba aceea când după ce îți dai bacul nu te mai ajută cu nimic decât dacă mergi pe filieră umanistă la limbi. Dar așa, din ceea ce învăț cu dumneavoastră, cu cei mai intelectuali, dacă pot zice așa, e altceva. Înveți, în primul rând, să fii om. Și înveți mai mult decât într-o carte. Eu să citesc o carte, n-ai răbdare, sincer, n-am răbdare. De aceea cunosc oameni care sunt cărți vii. Așa că eu citesc din oameni. Eu nu citesc cărți care sunt scrise de om, ci din oameni. Ca și piesele care le compun. Eu nu mă inspir de la alții. Sau de aceea că zicea lumea, foarte multă lume se leagă, de ce nu cânti după partitură, de ce nu? Deoarece, dacă eu cânt după partitură, înseamnă să cânt, să fac, în ghilimele, ceva ce a făcut cineva. Eu, să vă, la dumneavoastră, la o lansare de carte, eu să mă apuc să vorbesc după dumneavoastră ce ați zis. Nu mai a ta, nu mai ce simți, că eu degeaba zic Luceafărul de Eminescu. Dacă eu nu știu cum l-a vrut Eminescu să-l transmită. Și eu vreau să transmit muzica mea. Pentru că atunci știu că eu transmit și ceea ce vreau. Dacă eu mă apuc să cânt de la Bach și nu transmite, nu mă face să simt ceea ce el vrea de fapt să transmite, e degeaba o cânt. Pentru că oricum în ziua de astăzi muzica clasică cântată niciodată nu va fi la fel ca ceea ce de fapt compozitorul a vrut să transmită. Sunt piese unde compozitorii chiar au lăsat semne clare de ceea ce vrea să transmită, cum vrea aici, de ce vrea acolo mai tare, și chiar a povestit, sunt, am înțeles, relatări ale lor în care a zis că s-au gândit la istorioare de astea unde s-au gândit la o anumită persoană și atunci îți dă ideea, dar totuși parcă lipsește acel că nu pot simți ce o simțit el. Că degeaba știu că a compus pentru că a iubit-o pe aia. Degeaba când și eu și mă gândesc, dar nu simt cum simte. Și atunci asta face diferența de ce cânt eu ceea ce compun. Pentru că
compun așa, mă pun la pian și încep. Și apoi ce vine, aia vine. O teorie extrem de interesantă, după cum puteți vedea. Da. Și ca să avem și o ilustrare a acestei teorii, urmează ca telespectatorii noștri să vadă un videoclip de al tău. Și te rog să ne povestești puțin, e o melodie compusă de tine, să ne povestești puțin geneza acestei melodii și ce te-a inspirat. Piesa se numește The Whispers of Love, adică tradus ar fi șoaptele iubirii. Piesa aceasta m-a inspirat, pentru piesa aceasta m-am inspirat de la prietena mea când am împlinit un an de zile de când suntem împreună. Acum avem 2 ani jumate, har Domnului. Să dea Domnul și mai mult, sper. Am compus piesa aceasta în special, inițial am vrut să o compun pentru pian, eu fiind pianist. Și totuși prietena mea a fost în vremea aceea, îi plăcea foarte mult de o artistă locală din Baia Mare, Camelia Crișan. Care e sătmărean, că de origine din Borlești. Așa, am... Tot sătmăreancă. Da. Așa, scuze. Da, știu că părinții, bunicii ei sunt din Borlești, da. Așa știu, da. Cu ea, atunci, zicând că îi place la ea așa mult cum cântă, am zis să o invit să interpretez cu mine piesa la flaut. Și atunci m-am pus și am scris pentru flaut. A fost prima oară în viață când am scris, sincer, nici n-aveam habar cât de sus urcă flautul, ca să știu unde să, în ce registru să pun piesă. Apoi m-am informat și am compus. Și apoi m-am gândit așa, flautul să fie... Normal în piese se cântă ca și acompaniament pianul. Și linia melodică e la flaut, care cântă în general soprana și alt instrument care poate face vocea a doua. Eu, în schimb, am vrut să inversez, chiar dacă mulți, inclusiv profesori, s-au legat de mine pe tema asta, eu le zic că eu, vorba aia, dacă eu compun, fac cum vreau. Că-s după renaștere, nu sunt înainte, ca să compun după reguli. Și am ales să pun pianul pe locul principal. Viola să fie acompaniamentul, viola sunând mai grav ca și vioara, am zis să fie basul, în ghilimele. Și ca și vocea a doua să fie flautul, așa ca o armonie pe fundalul pianului. Și a ieșit ce veți auzi și a ieșit ceva frumos, părerea mea. Și chiar și Camelia, fiind olimpică la flaut și foarte bună interpretă, chiar s-a minunat foarte tare când a văzut că e așa de complicată, nici nu i-a ieșit din prima să citească partitura aia, crezând că va fi ceva așa, piesulică acolo făcută să fie, da? Când acolo s-a înșelat și după aia i-a plăcut foarte mult și la ea. Nu s-a așteptat să iasă așa ceva, dar nici eu. Eu nu regizez ce compun, deci nu mă apuc să scriu, să mă gândesc la armonice, la teorii și astea. Eu compun, cânt, ce iese trec în partitură, mai compun, mai cânt în altă zi și le îmbin. Și apoi văd ideile și apoi ce iese de Domnul. N-am idei ce fac. Sincer, nici eu n-am idei ce fac. Că stau și mă gândesc de multe ori piesa asta să mai scriu încă o dată. Nu pot. Deci nici într-un alt fel. Și... nu.
Ne întoarcem în studio, cred că acum aveți o altă idee despre ce vorbește Sergio aici. Ați văzut cât de talentat este, cât de inspirat este și cum muzica vine în șuvoaie dinspre el. Are și o manieră extrem de personală de interpretare care dă, cred că, un plus de savoare și de valoare muzicii. Deci să înțeleg că ești iremediabil îndrăgostit de muzică și totuși nu vrei să faci o carieră muzicală. Da, nu vreau, pentru că m-am gândit astfel. Din muzică oricum nu o să câștig, pentru că nu vreau. Nu că nu pot, că aș putea și eu. Mă duc, fac un concert, mă duc... Da, umbli la nuți? Nu umbli la nuți. Detest chestia asta. Cu respect tuturor care cântă, pentru că sunt mulți care cântă ca să cânte și mulți care se duc să fie duș ca să aibă bani. Asta mă doare. Dar asta e partea a doua. Și e păcat de cei care merg și cântă și trăiesc și cunosc artiști de muzică populară care cântă la nunți, dar trăiesc fiecare clip. Și e o diferență să aștepți cei după, adică banul și momentul când vin nașii și îți dau 200-300 de euro în mână, sau să aștepți momentul că tu le-ai lăsat o seară frumoasă lor. Deci asta e o diferență mare. Că eu vă zic sincer, uitați-vă la mine, că vă invit la nunta mea de pe acum. La mine la nuntă o să fie playlist. Da? Da. Invit DJ. Deja și știi tot. Nu trebuie. Dacă o să am bani și îmi dă Dumnezeu Sfântul și o avea bani și să mă întrețin, adică bine, și o să am o situație bună atunci, atunci o să invit un artist, dar care știu că e consacrat. Cum ar fi, în special, eu vreau pe Andra. Așa? Să-ți cânte Andra la nuntă. Da. Apoi vezi că asta cântă pe bani foarte mulți. Nu contează. Nu contează. Ea trăiește muzica și o cunosc personal și știu că trăiește muzica. E o diferență. Indiferent, normal, trebuie să achizi, că vine cu avionul. Nici artiștii nu trăiesc cu aer. Dacă până la urmă e transportul, nu o plătesc pe aia, dacă o luăm așa, chiar mulți spun pe tema asta că vai cât câștig un artist de astea, 5.000 de euro și ceva. Să o luăm pe Andra, că mie îmi place. Dacă o luăm așa, e 5.000 de euro concertul, da? Bun, în ea ce plătim? În ea plătim cel puțin 2.000 de euro sau 1.000 de euro avion. Fiind privat, nu-i avion cu 10 oameni, ci cu 3 oameni, 4 și ăștia, își cară studio, tot, îmbrăcăminte, tot ce au ele, oamenii, amplificări, tot oamenii cu ei. Echipa tehnică. Exact. Din toate astea reiese că, până la urmă, și ea, dacă are 500 de euro din cântat, e bine. Pentru că trebuie achitat dansatorul, adică cele 3 sau 4, în câte știu care acum, și costă categorii, pentru da. Că costă în primul rând pentru ele, e obositor, e timpul, e sănătatea lor să fii obosit, să te pui să dansezi 4 ore sau 5 într-o noaptea, că ziua ești treaz, nu poate să zică nimeni că stă de ziua și pierde vremea și merge seara odihnit. Și e altfel, e greu. Deci o viață de artist, prin dumneavoastră am trăit, pot să vă zic, cu ieșirile astea culturale care le-am avut, e foarte greu. Să vin, să am un program strict, așa cu ore exacte, cum mi-a zis, că astăzi acolo, mâine aia, apoi mine acolo, ci strict și e greu și până la urmă îți dai seama că nu faci chiar atât de mulți bani. Normal, în ani și experiență se strâng, normal, așa de aia poți să zici că au mașini de lux și astea, pentru că strâng. Dar așa e greu, e foarte greu să fii și artist, pentru că... E solicitant. E solicitant și sănătatea, poate să aibă 10.000 de euro pe un spectacol. Degeaba, dacă te îmbolnăvești, ce faci cu aia? Că și eu, dacă mă îmbolnăvesc, pot să am vilă cu piscină, că aia nu mă ajută să fiu sănătos. Și sănătatea, din păcate, chiar dacă e o lume așa tehnologică în ziua de astăzi, sănătatea nu se mai... nici cu tehnologia. Nu se repară. Nu se prea repară. Apar boli noi și deja banul nu mai are loc. Începe să iasă banul din discuție. M-a sunat, și acum mai fac o mică surpriză lui Sergio, m-a sunat o prietenă de-a mea din Ucraina, primărița Jana Michitiuc de la Veleatino, care vine frecvent în Satul Mare, este îndrăgostită de Satul Mare. Și am și eu, pur și simplu, când îi văd pe ucrainenii vecini, ce emoționați sunt când vin în Satul Mare.
și încep și eu să mă simt foarte bine și să nu văd gropile din oraș și să văd doar bucuria lor de a veni aici. Și m-a sunat și m-a întrebat ce să-mi aducă. Și am zis, Jana, înainte de a o lua spre Veleatino, la ieșirea din orașul Hust, este o fabrică de pălării de fetru, celebră, care lucrează numai pentru străinătate. L-am întrebat pe Sergiu ce circumferință are la cap, i-am transmis Janei fotografia cu pălăria pe care și-ar dori eu și Jana îi aduce cadoul lui Sergiu, o pălărie, pentru că vede Sergiu, este nebunit nu doar după pălării, ci și după papioane. Am înțeles că ai zeci de papioane. Am vreo 60-70, nu mai știu. Ia. Și te văd, nu numai, cum să spun, te-am văzut când am fost la Baia Mare la expoziția aceea de la Muzeul Etnografic. Așa. Tu erai la școală. Da. Și erai îmbrăcat ca așa cum? Ceva... Eu așa mă îmbrac de obicei, îmi place stilul ăsta mai gentle. Dar sunt stilul totuși retro, nu? Tânăr, nădole, toți, blugi, toți, cu pantalonii lăsați în vine. Așa mă simt mai, nu știu, nu mai deștept. Mă simt mai, nu știu, altfel. Că e altfel să te prestezi la un eveniment de gen, mai ales cum ziceați că am fost la liceu, să vin la liceu îmbrăcat în blugi și tenis, să mă prestez unde vin profesori universitari, pictori și alte personalități. Nu te vedea la fel, pentru că omul instinctiv face chestia asta de a se uita în primul rând cum arăți, cum te prezinți. Nu e că se uită la tine și fără să te cunoască te judecă. Asta e o altă poveste, că asta e deja psihologie. Aici e faptul că eu când mă duc undeva, să zicem că eu sunt profesor universitar și văd că vine cineva, în primul rând mă uit cum se prestează. E o diferență să mergi în fața omului, indiferent cine ai fi, îmbrăcat altfel. Deci dacă evenimentul cere, în primul rând respecti evenimentul și în primul rând te respecti pe tine în cadrul evenimentului. Și eu fiind acolo, mai ales lângă dumneavoastră și lângă ceilalți, acolo am fost directorul la Consiliul Județean, pare mi se... Prefectul, da. Am uitat cum îl cheam pe dânsul pe moment. Am fost... Domnul Rohian, da, a fost acolo, a fost alte personalități și nu puteam să-mi permit să vin oricum, că e altfel. Acesta este artistul Sergiu. Chiar îmi vine greu să-mi imaginez să te văd în blugi. Nu te-am văzut niciodată în blugi. Da. Mai greu. Cu un tricou trendy. La vară port, dar oricum când ne vedem noi, nu. Nu, am înțeles. Deci, respecti arta și crezi că felul în care te prezinți înseamnă foarte mult. Respect de sine și față de cei din jur. Când mi-am dat permisul auto, tot așa îmi ziceau, erau, nu să uit veci, erau vreo 30 și ceva de instructori auto în ziua aia, că era ziua examenelor și era examenul practic. Și când m-au luat, înainte să vină polițistul respectiv pentru a-l fi luat la examen, ăștia m-au văzut, eu eram singur îmbrăcat în cămașă și papion. Și apoi s-a uitat la mine și a început să facă glume pe mine că deja jumătate iau permisul. Și apoi e drept că l-am luat, o dat domnul și l-am luat din prima. Mulțumesc frumos! În primul rând mi-a plăcut că cineva a zis, ca să nu pară ciudat, gen că îl iei după cum ești îmbrăcat să nu înțeleagă lumea greșit, mi-a spus că îi place că mă respect pe mine, în primul rând, și respect evenimentul în ghilimele, evenimentul care până la urmă e un eveniment. E un eveniment, foarte important. Permisul, nu pot merge, eu, părerea mea, nu pot merge să-mi dau permisul la examenul de permis care țin minte că e o dată în viață. Depinde. Pentru mine e mai mult decât da. Eu sper că numai o dată l-am dat. Bine, o să mai dau pentru alte categorii, dacă dă Domnul. Fiind în ghilimele o dată în viață, trebuie să-l tratez cu atare. Ca și orice altceva. Dacă am o întâlnire cum am avut cu dumneavoastră, nu pot să mă duc oricum îmbrăcat. Pentru că, în primul rând, ofer respectul de sine, diplomația care trebuie să o ai față de cel de lângă tine. Că până la urmă, nu e oricine, mai ales dumneavoastră. Deci am descifrat și misterul costumației lui Sergiu. Da. Nu este o poză, nu vrea să epateze, acesta este el. Și el vrea să arate, să dea lumii un semnal epidermic, exterior, și să spună, hei, eu sunt acesta. Dar Sergiu mai este un tip special, v-am spus, care are extrem de multe surprize și... Probabil există o lege a compensației și dacă elele
sau ursitoarele n-au fost prea generoase la venirea lui pe lume, totuși, în compensație, Sergiu a fost echipat de divinitate, cu o sensibilitate aparte, cu o personalitate absolut fabuloasă. Puțin sunt oameni, da, pe tineri, din aluatul din care este făcut el, și am văzut că și tinerii din Satul Mare te îndrăgesc, ești prieten cu ei, foarte... Ce am observat la tine, foarte natural și foarte repede te apropii de oameni. Când place. De oricine. Și acum chiar în drum spre studio, m-a oprit un... Eram lângă Filarmonica, am vizitat Filarmonica în Satul Mare. Ei, ce zici de Filarmonica? Îți place. Da. Pianul Estonia e superb, sună deosebit. Da? Venind, exact când am ieșit, m-a întrebat cineva, am observat un om așa mai al străzii, și m-a întrebat dacă ești director. Face că ești director dumneavoastră. Și nu, sunt pianist. E, dar poți fi. A început să mă întrebe de, dacă am eveniment acolo, când am, dacă să meargă, așa. Și eu mi-a zis că nu. Îmi place foarte mult să vorbesc cu oricine. De ce? Pentru că, indiferent că e boschetar, în Baia Mare nu mi-e deloc rușine să stau pe bancă, am stat în barcă pe bancă lângă un boschetar. Așa. De ce să-mi fi rușine? Pentru că am stat și am ascultat povestea. Cu... A fost o poveste deosebit de grea de ascultat și frumoasă. Cunosc unul care stă într-un parc, tot timpul nu are casă și o termină la Vasile Lucaciu, am înțeles. Clasa 8, 8 clase are, da? Fiind un liceu de renume și acum 20 de ani, că el are 20 ceva de ani. Și totuși a ajuns în stradă, așa cunosc în Baia Mare, care a fost inginer în IMUM, asta, așa? Industria asta mare din Baia Mare. Și a ajuns pe străzi, cunosc care a fost doctor în ceva și pe străzi. Deci îmi place să vorbesc cu orice, pentru că pe mine nu mă încălzește omul că e îmbrăcat la costum de 2000 de euro sau la haine de stradă. Pentru că persoana zice altceva mereu. Știu că mergeam așa și am fost cu Sergiu și în Ungaria și vom merge și în Polonia după peste multă vreme și îl văd așa mai firav și zic, Sergiu, dar nu ești obosit de atâta drum, de atâta alergătură, de atâta... Și îmi răspund, ce îmi răspunde el? Nu, am energie proprie, îmi zice lumea că de ce nu beau cafea. Beau cafea că am energie proprie. Și mai spunea că cel mai important lucru pentru el din toate aceste călătorii în diferite locuri este să cunoască oameni. Când mulți spun, domnule, nu mai vreau să văd oameni, sau știi, este vorba aceea, pe măsură ce cunosc mai bine oamenii, îndrăgesc tot mai mult animalele. Văd că nu ți-ai pierdut încrederea și speranța în omenie sau și în umanitate. Am văzut bucuria ta de a vedea oameni, de a-i cunoaște, de a interacționa cu ei, de a schimba păreri. Am văzut repede, intri în vorbă cu oricine într-un mod absolut natural. Și simplu. Nu, și simplu. Nu mi-e rușine. Nu ți-e rușine. Mă duc și rezolv problema dacă îi dacă... Vă spun o poveste, am fost într-un proiect cu Sergiu, la Nirea Tihaza, era duminică după amiază, noi aveam de lucru luni și am intrat în Catedrala Romano-Catolică din centrul orașului. Era după slujbă, lângă altar stătea un călugăr, un fel de custode. Așa, Sergiu s-a dus la el, nu știind limba maghiară, i-am tradus și am zis, domnule, zicea Sergiu, mă lăsați să cânt la orga aceea de pe lateral. Da, eu ferm convins, am tradus, ferm convins că nu o să-l lase. Păi cum vine un străin, nici nu știe limba și... Dar nu o să lase să cânte în biserică, în catedrala cea mai mare din Ierea, zic, că doar cine știe ce poate cânta, nu? Poate să creeze chiar un incident. Am luat o chestie, am rămas mut, nu m-a tradus nimic. S-a uitat călugărul acela bătrân la Sergiu și i-a spus, te rog, poftește acolo. Și Sergiu s-a dus și a cântat. Ce ai cântat acolo? Cântece de astea catolice mondiale, că să fie cunoscute că astea locale de obicei în regiuni și atunci am cântat ceva așa la nivel mondial. Cântat cântece bisericești. Ei, a cântat, tot am așteptat călugărul să-i facă un semn, să se oprească sau...
Nu putea, nici nu se uita la mine, călugărul era absolut absorbit de ceea ce cânta Sergiu acolo. Dar să nu crezi că Sergiu s-a mulțumit cu atâta, nici vorbă. Apoi a zis, aș putea să cânt în fața altarului. Zic, acum a precis că o să-i spună nu. Și zice călugărul, aș fi foarte fericit. Și Sergiu s-a dus în fața altarului, într-o biserică, într-o catedrală uriașă, și a cântat Ave Maria. De Caccini. Da. E o variantă mai grea și mai frumoasă. E o variantă mai grea și vreau să vă spun că Sergiu este, am spus și la începutul emisiunii, este contratenor și pentru cei neinițiați, te rog să le explici ce-i contratenorul. Contratenorul este vocea bărbătească care cântă în registru acut, respectiv există contratenor de două feluri. Este contratenor alto, care cântă mezzo-sopranele, ca și mezzo-sopranele, și este contratenor sopran, care cântă ca și soprana. Eu sunt contratenor sopran. Alto e prea jos pentru mine. Și acum vă invit să ascultăm împreună Ave Maria în interpretarea solistului, contratenorului Sergiu Bliga. Ne întoarcem, iată, suntem pe final de emisiune și atâtea lucruri nu le-am vorbit. Numai câte am vorbit eu cu Sergiu până acum în viața asta. Deci noi ne cunoaștem de foarte mult, dar știi că viața nu are lungime, ci are și adâncime. Da. Depinde cât de adâncă ți este viața și nu cât de lungă. Sergiu este un om de adâncime sufletească și un foarte bun psiholog și citește oamenii foarte repede. Are încredere în oameni și dacă trebuie să pună umărul undeva, pe Sergiu puteți să vă bazați că va veni și o să vă ajute dezinteresat. Dacă nu cu altceva, măcar o să vă spun o poveste de-a lui care să vă facă părul măciucă, dar oricum să vă trezească. Despre asta discutăm altă dată. Oricum, eu când l-am găsit pe Sergiu, a fost o chestie, lucrurile în viață sunt ca și la puzzle. Tot da, am o piesă. Aveam eu un puzzle care nu se potrivea nicăieri. Am o piesă de teatru numită Chiriașii, a cărei acțiune se petrece într-o morgă. Și nu mi-am găsit, vă spun sincer, nu mi-am găsit rolul îmbălsămătorului, care era rolul principal. Au tot venit unii, nici cum nu li se potrivea rolul acela.
Ei, și mi l-a scos Dumnezeu în cale pe Sergiu și mi-a vorbit despre Morgă și despre lumea de acolo. I-am dat piesa, pentru că, zic, în sfârșit mi-am găsit și eu omul, și după ce a povestit cu mine foarte multe lucruri esențiale despre lumea aceea, mi-am zis, Sergiu, te rog să nu înveți rolul, pentru că după discuția pe care am avut-o cu tine, va trebui să scriu o altă piesă. Iată felul în care și eu am învățat multe lucruri de la Sergiu și eu sunt bucuros să fie în preajma mea, pentru că atunci când el își pune degetele pe clape, este un vrăjitor. Și vă invit la evenimentele sătmărene la care participă și Sergiu și o să vedeți câtă dreptate am. Mă bucur că l-am cunoscut, este un tânăr absolut debusolant, greu de urmărit, dar de o mare bunătate și noblețe sufletească. Și cred că cu aceste lucruri a venit pe lume și de câte ori te întâlnești cu un astfel de om, pentru că rar te întâlnești. Am eu un cântec, să știu, nu știu dacă l-ai auzit, am scris versurile, caut un om, caut un om, caut un om și am numai ghinion. Ei, cu Sergiu n-am avut ghinion, am avut noroc. Și voi la fel o să aveți noroc, toți cei care o să reușiți să-l cunoașteți. Eu am și un principiu în viață. Care? Pentru tot ce fac, că zice lumea că de ce tot fac și nu stau locului. Și de ce sunt așa optimist, că ziceați că... pentru că în Biblie, la capitolul 9 de la Marcu, versetul 23, spune că mai mot am tradus așa de mine, e că totul este cu putință celui ce crede. Și eu cred în mine, în primul rând, că aici intră psihologia de a crede în tine, că Dumnezeu există, te rogi la El, dar în primul rând Dumnezeu, vorba aia, îți dă, dar nu pune în traistă. Adică dacă nu crezi în tine că faci, ce să eu cunosc, că vreau tale, să da? Termin liceul, să mă duc la anatomopatologie la București, și alea, dacă eu în primul rând nu-mi propun, Dumnezeu nu-ți dă. Adică nu-ți dă nu pentru că nu vrea. Dacă tu nu vrei și nu lupți pentru asta, El nu o să-ți dea. Stând să zici, a, eu vreau să merg, eu fac, Doamne ajută și atât. Că nu merge, trebuie să vrei. Oricum, și poți. Sergiu la 19 ani deja știe cine o să-i cânte la nuntă, știe la ce facultate va merge, știe ce salar va avea la început și după 5 ani. Așa, un om hotărât. Din păcate, emisiunea noastră a intrat în criză de timp, dar n-aș vrea să ne despărțim de băiatul acesta extraordinar până ce el nu vă transmite vouă, sătmărenilor, maramureșenilor, un mesaj venit din inima lui, și sunt sigur că o să vă spună lucruri la care o să vă gândiți multă vreme. În viața aceasta, care o avem fiecare dintre noi, nu trebuie deloc să ne gândim la greutăți, că le vin și trec. Și mereu, eu când urez la cineva de ziua lui sănătate, eu nu zic niciodată la mulți ani, sănătate, fericire, nu. Îi scriu, să ai la mulți ani, sănătate, să treci peste greutățile care o să-ți vină în noul an, în primul rând, că o să vină, mai grele decât au fost, să ai putere să le conștientizezi. Eu, de exemplu, când mă cert cu cineva sau când este un eveniment mai neplăcut, totdeauna privesc din exterior. Mă uit la mine și la persoana respectivă, în timp ce mă cert sau în timp ce fac, în timp ce se întâmplă ceva. Și atunci văd din afară și zic, mă, ăsta zice așa, eu zic așa, ce să fac ca să închid, să pum, fie problemă. Și atunci există o soluție pentru toate, este ideea care vreau să vă zic. Și dacă vă propuneți ceva, o să aveți. Și eu sper, cel puțin ca eu în viață, ce îmi propun să se întâmple, pentru că vreau, pentru că pot, pentru că există acolo cineva și, în primul rând, pentru că vreau. Dacă nu vrei, degeaba dorești. Asta e părerea mea. Iată, oameni buni, un mesaj de încurajare venit din partea unui tânăr. Și de la tineri trebuie să învățăm multe lucruri.
pentru că astfel vom fi oameni împliniți, să nu avem clișei, să nu avem prejudecăți. Eu am învățat personal multe lucruri de la Sergio, nu neapărat cunoștințe, ci modul de a vedea unele lucruri, modurile de abordare, și el câte a învățat de la mine câte ceva. Dar niciodată prea mult. Ei, și iată, dacă emisiunea de astăzi ar avea o morală, o concluzie, aceea ar fi că, indiferent de conjuncturi, omul se construiește pe el singur. Fără ajutorul celorlalți. Dacă are vocație de ziditor, el se va zidi pe sine însuși. Dacă nu are, îi va dărâma și pe cei din jurul lui. Sergiu este un om care zidește. El este muzica aceea care zidește. Și prin muzică el reușește să ne strecoare până în labirinturile sufletului său, unde se deschide o lume irizantă, o lume splendidă. Sergiu este un om care știe și vrea să-i facă fericiți pe cei din jurul lui. Și mai ales, poate. Acestea fiind zise, ne luăm rămas bun, dragi telespectatori, ne întâlnim joia viitoare și dacă veți auzi că Sergiu e în Satul Mare la un eveniment, haide să-l cunoașteți. La revedere!